Bună ziua! Nu scuzați că vă deranjez. Aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. Care e primul lucru care vă vine în minte când spun Crăciun? Când spun Crăciun, când spun Crăciun, mă gândesc la mici business-uri, afaceri, târg de Crăciun. Care e primul lucru care vă vine în minte când spun Crăciun? Mâncare, domnule, mâncare. Părățime generală, desigur. Pentru mine Crăciunul înseamnă tăierea porcului. Un braț mare, frumos, împodobit. Multe cadouri. Reducere. Business. Bă, de fapt, oportunități. De exemplu, Crăciunul ăsta am vândut, am depășit toate targetele. Incredibil. Nici nu pot să... Scuze, dacă aș avea timp, ți-aș povesti toate. Nu știu. Și cum vă pregătiți dumneavoastră pentru Crăciun? Mă pregătesc haine noi, telefoane, mașini, cum să mă pregătesc, domnule? Păi fac șnițele, fac chiftele, ce mai fac? Salată de băf și supă de trițăi și facem și sarmale, prădai Crăciun, domnule, și prăjituri, toate prăjiturile din tăi. Acum mă duc să fac. Păi, normal, cum să mă pregătesc, ca și pentru Paște, ștergem praful, luăm brățele de sus în jos, lustrele, tot ce trebuie acolo, apoi, desigur că la final trebuie să curățăm și covoarele, tot ce înseamnă de pe jos acolo, înțelegeți asta? Pe mine nu n-am cum să mă pregătesc, pregătesc porcul, pregătesc butelia de gaz pentru pârlit porcul, pregătesc cuțitele de ascut și pregătesc mașina de toca carne, pregătesc tot ce este... Din kilometri întregi de luminițe, prin toată curtea, cobor globurile de pod. Scriu un SMS la Moș Crăciun și sper să fiu cât mai cuminte. Păi, din octombrie am găsit. Dacă mă duc în octombrie, găsesc tot. Reduc, nu știu ce. Acum, în decembrie, trebuie să mă trezesc cu noaptea în cap. După aceea, după când am magazin aglomerat în oraș, stai la rând. Stai la rând să găsești și ce gărâi zicea să găsești acum. Nu mai găsești nimic. Ba, sincer! Vreau să merg pe Wall Street, ai auzit de Wall Street? Oh, e visul american. Am avut visul românesc, dar știi, visul românesc este mai mult un coșmar, sincer. Dar așa că prefer American Dreams. Aș vrea să merg să... Și cum arată Crăciunul ideal pentru dumneavoastră? Să am tot ce-mi doresc. Crăciunul ideal? Să mânce muzafirii tăi din farfurie, nu? Asta, da! Curat Crăciunul? Ia. Păi să fie curat, desigur, până la anul nou. Crăciunul ideal pentru mine arată cel mai ideal ca să fie porcul cât mai mare, cât mai gras, cât mai multă slănină, cârtaboș și multe altele care mai există. Este foarte luminos, plin de farme, căldură. Ca să-mi aducă moșul tot ce scrie pe listă, că data trecută mi-a adus numai primul rând. Haine noi, dulciuri, încă multe haine noi, da? Iar alte dulciuri, jeans, pantofi. Wow, Crăciunul ideal pentru mine ar trebui să însemne cam așa. Eu să stau pe o scenă, acolo să fie Bill Gates, alți oameni de business, adevărat oameni de business, și eu să țin un seminar. Cred că mai mult decât, nu știu, un pot dori. Altceva? Credeți că poți să reprezinte și altceva Crăciunul? Am înțeles. Mulțumesc. O zi bună. Altceva? Credeți că poți să reprezinte și altceva Crăciunul? Nu știu, domnule, eu nu știu altceva. Mâncare, asta tot și cu general, detalii, domnule, mi serios. Da, a reprezentat pentru mine Crăciunul încă un alt porc, tot așa că ăsta primul. Imposibil, dar nu știu. Să mergem la colindat, că este fain. Nu. Altceva, nu știu, o vacanță extraordinară și de fapt ar mai putea însemna ceva. Am deschis acum o firmă foarte tare și dacă acțiunile și l-aș întrece chiar pe cel mai renumit business. Bună ziua, mă scuzați să vă deranjez, sunt câteva întrebări. Care e primul lucru care vă vine în minte când spun Crăciun? O zi de veste bună, e ziua în care s-a născut Iisus Hristos. Și cum vă pregătiți dumneavoastră pentru acest Crăciun? Nu faci neapărat ceva deosebit. Mergem la biserică, stăm împreună cu familia, visităm pe cei dragi, așteptăm colindătorii. Și cum arată Crăciunul ideal pentru dumneavoastră? Plin de bucurie și dacă se poate, ne-am bucurat să fie și zăpadă. Care credeți că este esența Crăciunului? Ca Dumnezeu să fie în centrul tuturor lucrurilor. Dacă Dumnezeu e prioritar, toate cresc în valoare. Dar dacă nu avem privirea toate spre Dumnezeu, atunci lipsește adevărata bucurie. Am înțeles. Mulțumesc mult. Doamne!
După ce am auzit ce reprezintă Crăciunul pentru unii oameni, vă invităm să descoperiți adevărata semnificația Crăciunului urmărind episodul special de sărbători care va fi lansat în curând pe canalul de YouTube al Bisericii Emanuel Sibiu. Sărbători fericite!